Artistul plastic Eduardo Diez expune pentru a doua oară la Ploiești vernisajul expoziției de pictură Senzație, a avut loc în această seară la Muzeul Județean de Artă Prahova Ion Ionescu Quintus. Es la segunda exposición que yo realizo en este museo. La primera fue en el 2014 y bueno, estoy muy agradecido a la dirección por invitarme a participar otra vez a exhibir aquí mis cuadros. Este a doua expoziție pe care o am în Ploiești. Prima a fost în 2014 și prin acest mediu vreau să mulțumesc conducerii muzeului pentru invitație. Tema favorită a artistului este marea și asta pentru că mult timp a locuit lângă ea. Eduardo Diez spune că marea este pentru el universul multicolor ce reflectă, ca și la noi persoanele, starea de spirit, sentimentele, trăirile și realitățile ei. Aquí hay 48 obras que yo he realizado, marinas y paisajes principalmente, y en diversos tamaños. La mayoría de los cuadros están realizados en óleo sobre tabla o sobre lienzo. Expoziția are 48 de tablouri prezentate prin marină și peisaje. Expoziția lui Eduardo Diez va putea fi vizitată timp de 3 săptămâni. Mâine la Muzeul de Artă va fi vernisată încă o expoziție cu lucrări realizate de studenții Universității Naționale de Artă din București, numită Noi Îngeri ai Dreptății.